După ce a trecut prin numeroase furturi de materiale, inundații sau incendii, clădirea ce urma să se transforme într-un adăpost pentru copii și bătrâni a ajuns un morman de moloz. Imobilul care s-a prăbușit sâmbătă urma să fie donat chiar astăzi Bisericii Penticostale, care dorea să amenajeze respectivul azil. Pentru că nu au bani să investească în reparațiile necesare, reprezentanții bisericii au renunțat la clădire. Acum am vorbit cu patronul care actualmente e pe numele lui clădirea și am vorbit să predăm la primărie, că și normal primăria a vrut să-i doneze lor. Așa, păi, dăm la primărie că noi nu mai suntem capabili ca să administrăm în situația aceasta. Deci nu mai puteți face nimic aici, nu? Nu mai. Nici cu partea de clădire care a rămas încă în picioare? Deci nu avem finanțe să rezolvăm problema. Deci s-a dus azilul de bătrâni. Poate face primăria. Cred că primăria e mai capabil decât noi. Clădirea sau ce a mai rămas din ea se află pe strada Mihai Eminescu din cartierul Colonie, în spatele gării din Petroșani, într-o zonă intens circulată. Aici obișnuiau copiii să se joace, dar tot aici era raiul hoților de materiale și numai norocul a făcut ca să nu se fi aflat nimeni lângă ea în momentul în care s-a prăbușit cu un zgomot înfiorător. Stăteam afară și odată, parcă era cu treburi, eu cu soția eram împreună și a fost totul praf, nu, aici nu s-a mai văzut nimic. Clădirea a funcționat ani de zile ca sediu al unei firme care a intrat în faliment, iar lichidatorul a vândut-o către o societate din Brad care dorea să o doneze pentru amenajarea unui azil. Administratorul firmei, Dan Burlă, susține că numai anul trecut a făcut investiții în valoare de 150.000 de euro și dă vina pe hoții de materiale de construcții pentru modul în care a ajuns imobilul. Ce se va întâmpla cu ruina rămâne de văzut. Edilii locali susțin că imobilul trebuie ori să fie reparat, ori dărâmat complet. Și asta cât mai urgent. Imobilul este unul privat, aparține unei societăți comerciale din Brad. Și noi și inspectoratul în construcție am făcut mai multe adrese proprietarului pentru că am anticipat ceea ce urma să se întâmple și ceea ce s-a întâmplat, de fapt, sâmbătă. Cert e că acum proprietarul va trebui să găsească o soluție, fie să-l demoleze, fie să-l consolideze.